Lasă-l acolo. Îți dă înapoi 93.000. Deci se opri mai mult la grupul agricol, în caz în care îți dă înapoi. Dar ne-a venit de plată de la ANAF. Nu am lucrat nicăieri, zero e pe peste tot, dar mi-a venit de plată, văd, 1.680.000. Și nu am de unde să dau banii ăștia, deci... Pentru ce să-i dau, da. Am muncit 3 zile și acum avem de plată foarte mult, încă de 4.680.000. Și nu este normal, pentru că nu avem de unde da acești bani. Nu avem venit de unde să plătim acești bani. Trăim într-un ajutor social de 300 de lei pe lună. Nu avem de unde. Nu este normal să plătim acești bani. Când ați văzut hârtiile astea, ce ați zis? V-ați uitat pe ele și... Am văzut de plată și ne-am speriat. Unde atâți bani? E un salariu, că e angajat în 2008 și acum în 2012 i-a venit de plată. Ce putem să facem cu ele? Și ați venit la primărie? Am venit ca să ne spună, să vedem ce facem. Ne trezim cu altele mai mari, mai sumă mai multă. Și ce putem să facem? Unde le ducem? Ce să facem? Să ne oprească? Noi n-avem ce mânca și vinim să plătim aici. 4 milioane. Mâința dumneavoastră, ce aveți acolo? Ce să am tot așa, o plăcintă de 8 milioane. De ce? Nu știu. Mulți bani? Păi mulți! De mamă. 7.000 de lei, adică câte 39 de lei pe fiecare lună. În total, 468 de lei. Dacă mor, cine plătește? Mama? Ia spune. Dacă și odată n-am niciun venit după nicăieri, nimic, și mi-a venit 4 milioane și... Dacă mor, aici, aici o bătrână, o pensionară, a avut dividende de 12 lei. Și pentru aceste dividende de 12 lei, i-a făcut o bază de calcul ca în fiecare lună să plătească câte 39 de lei CAS-ul la valoarea salariului minim pe economie. Este o jignire crasă la adresa poporului, pentru că pe acești oameni năcăjiți, ANAF-ul, foarte frumos îmbrăcați oamenii ăia, cu foarte luxoase mașini, miros a parfum, deja au atât de mult tupeu, încât îi ia unei ființe pentru 156 de lei munciți la spicuit. Spicuit înseamnă să stai dimineața până seara în căldurea, să rup, așa, să rup spicul porumbului mamă, să rămână doar porumbul tată, și pentru că a îndrăznit să muncească o săptămână să câștige 156 de lei, ANAF-ul, statul român, îi ia 468 de lei, oprindu-i în fiecare lună câte 39 de lei la salariul minim pe economie. Adică, cum să vă spun eu, am strâns toate aceste hârtii cu toate spețele respective, le-am clasificat și le-am trimis Parlamentului României. Vedeți, noastră, avem și un caz. N-are niciun fel de venit. Zero, zero din venit în cedare folosință, zero din investiții, zero din premii, zero din alte surse, zero din activități agricole, zero din... din toate zero, și pentru că a îndrăznit să aibă venitul zero într-un an, a îndrăznit, a avut tupeul ăsta de țăran să nu facă niciun venit, a venit ANAF-ul și a spus pentru acest lucru, în fiecare lună îmi vei da 39 de lei, CAS-ul. De ce? Că n-ai făcut nimic. Am primit plicurile și am simțit că facem pur și simplu o depresie. Pentru că avem datorii de zi cu zi, nu ne ajungem cu un singur salariu, cu doi copii la școală, și când am primit și plicul acesta, simțindu-mă și un pic bolnavă, am simțit pur și simplu că fac o depresie. De ce? Pentru că statul mi-a pus pentru o zi, două lucrate la spicuit, tot anul ca să plătesc. Dar eu, dacă mergeam la spital, plăteam, bănuiesc, pe o lună, sau cât eram internat, așa. Și e foarte greu. La spicuit, când mergem o lună de zile, maxim o lună să spicuie. Și
Noi plătim pe fiecare lună la 12 luni ale anului. Cum e posibil așa ceva? Cine calculează acum? Cine calculează la oameni să plătească oamenii? De unde să plătească? Mai mergeți anul ăsta la noi? De unde să mai mergem? Să mai primim alte... Vă dați seama. O să câștigăm o pâine cinstită. Nu-i frică asta, nu-i frică să mai plecăm de acasă cu ziua pentru... Căldură de 40 de grade, vă dați seama? Bei în capul locului, mergeai 400 de metri, mai beai o gură dacă mai aveai, dacă nu te întorceai înapoi. Dar și chiar dacă nu mergeți, totul ați văzut și cu zero, tot plătiți. Trebuie să mai pună din pensie încă vreo 500 de mii ca să plătească 468 de mii de lei statului român pentru că a îndrăznit să fie patron de 12 lei la o fabrică, la o întreprindere, la o... Nu se poate așa, e o jignire. Eu, vor să ne provoace, vor să ne incite. Noi o să răspundem corespunzător dacă ei continuă să facă așa ceva cu noi. Eu nu o să mă las, o să strâng toate aceste... hârtii și o să mergem cu ele chiar în instanță, o să mergem chiar la Parlament, ne urcăm în tren și mergem acolo la Guvernul României să-i reducem mai sale domnului Ponta, să le rezolve el. Să câștigăm o pâine, nu dăm în cap la nimeni și în loc să avem și noi acolo, ne vine de plată. Dacă într-o noapte vine moartea, cine? Nu mai fac cruci. Da. Să plătească de sus. Eu nu mai... Nu mai dar nu le-o fi fost rușine când a făcut asta. Nici nu mai spun că m-a luat așa un cutremur. Sunteți necăjită. Supărat atâta, cum ce trebuie mie? Ce pensie aveți? S-a venit? De ce? Și a venit să plătească 468 de lei. Da, ei am ca banii, ei la Udrea, că a fost scoate de la toată lumea și bătrânul și tânăr nu se gândește. La mie așa vreau? Mă mai departe, mergem mai departe, de ce să-i plătim dacă nu mai trebuie să rezolvăm cazul acesta. Mergeți cu domnul primar. Bine, da, mergeți cu domnul primar. E om de încredere și ne ajută. Să ne dăm mai departe. Să mai treci. Sau să treci, să vină asta. Da, 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 să dea locuri. Să dea locuri de putere. Pe 2012 și urmează să mai vine. Mai vine 2013, Nu ne lasă nici să muncim, nici să ne muncim. Trebuie să-i dăm fiscului 468 de lei, că nu știu de ce. Mașini luxoase, parfumați, îmbrăcăminte de nu știu care și să plimbă pe peste tot ca să strângă bani. E corect. Este foarte corect, pentru că trebuie să respectăm legea. Dar din momentul în care n-am avut decât 1,5 milioane venit într-o vară, nu e posibil să plătim 4.600.000 la fi. Nu e posibil așa ceva. Să stea în pușcărie. Da, da. Să dea banii, nu? Înapoi. Înapoi care i-a luat. De la lui să ia banii, nu de la noi. 15 de euro. Ia de la o femeie, 20 de ani. Rușine să le fie. Milioane de euro. Domnule, dar cât sunt în situația asta? N-au venit tot, nu știi. Hei.
Nu pot să-mi caut sănătatea, dar plătesc pentru sănătate, că nu mi se permite să intru în dispensar dacă n-am bani. Și banii abia dacă reușesc să mă întrețin pe mine, dacă am de unde să scut un ban. Dar nu am de unde, am doar ce e acolo și 4 metri care îmi sunt în plus. Trebuie să dau aproape 5 milioane la stat. De unde îi scot? Mă vând pe mine pentru săpun? De unde să dau banii? Dar nu am lucrat nicăieri. Nu am avut unde, pentru că nu am avut unde. Mai e o problemă. Pentru care n-am pus. Dintr-o neglijență era tine. Poți să o contești. Are și o problemă la fel. Pentru că o adeverință, pentru că nu lucrează și pentru că n-am dus acea adeverință când aș fi vrut, trebuie să ia banii înapoi. Dar cei care fac acest anul respectiv, acel individ, acel copil, acel om, n-a pus ne angajat. Trebuie să urce. Legea așa prevede. Orice venit sub 700 de lei se va calcula sănătatea la venitul minim pe economie, care în anul 2012 era de 700 de lei. Este normal. I-a calculat la ăștia 12 lei, pentru că exact cum v-am zis, are din investiții, deci de la un fond de investiții, și s-a calculat 468 de lei. Deci, conform legii și programului, este pentru corect. Pentru 12 lei. Dar 12. Nu poate să-i dea pe ea 12 lei înapoi și atâta? Nu. 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 Deci, așa prevede legea. Legea așa este făcută. Nu noi am făcut-o, noi doar o aplicăm. Deci, omul ăsta n-are încotro. Trebuie să plătească ea 468 exact, de lei. Exact. Chiar dacă el n-are după ce bea apă. Da. Deci nu... Este strict legea. Litera legii așa spune. Dar nu poate capitolul să facă 11. Nimic ceva e. Nu. Nu. Decât să plătească. Da. Și dacă n-are de unde... Există în legea aia o prevedere care... Nu. N-a fost prevăzută. Nu. Dacă nu plătește în 60 de dacă zile, moare... Penalități. Încep să curgă penalități. Dacă moare, există legea moștenirii, care moștenire se moștenesc și datoriile, deși activele și pasivele. A, deci nici moartea nu te scapă de anul.